Familia este totul. Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție a emisiunii Din spatele cortinei. Sunt Florentin Florea, prezentatorul acestei emisiuni și astăzi vă invit să fiți alături de mine într-un nou episod al serialului Groapa. Vom povesti tot ce s-a întâmplat în episodul 6 din sezonul 1 și vom vedea cum va decurge în continuare acest serial, care este original, ci că este doar pe internet, pe platformele online ale televiziunii Pro, dar iată că noi aici, la emisiunea Din spatele cortinei, pe platforma YouTube, într-un mod absolut gratuit, vă ofer serviciile acestea, și anume să puteți vedea ce se întâmplă în continuare în serial. Bineînțeles că dacă vom reuși să atingem peste 10.000 de abonați, ne mai despart vreo 50 de persoane de acest prag, vom avea și imagine în spate, deci chiar vom fi din spatele cortinei și vom discuta pe baza imaginilor pe care le vom urmări împreună în următoarele episoade. Deci, dacă vreți, abonați-vă pentru că este gratuit și astfel ducem mai departe acest serial. E bine, dragilor, serialul a ajuns într-un punct foarte frumos, în care apar noi personaje, în care conflictul acesta dintre familii sau dintre clanuri se dezvoltă pe zi ce trece și iată cum în incipitul acestui episod reluăm ceea ce s-a terminat în episodul al cincilea și anume atacul unor oameni, da? Nu se știe momentan ai cui sunt oamenii respectivi, asupra oamenilor familiei Vlahu. La oamenii familiei Vlahu, adică ucenicii acestei familii, acestui clan, au de luat o marfă. Marfă importantă pentru care s-a plătit bani grei. Da? Și de tot acest plan știu doar 3 persoane din familie. Oamenii lui Sandu Vlahu și de asemenea fiii acestuia, adică Sasha și Valentin. Iată cum Valentin sifonează încă o dată la Franco această informație că marfa va veni în seara respectivă și oamenii lui Franco nu vor sta pe gânduri, ci vor ataca chiar în acea seară când oamenii lui Sandu se duseseră să preia marfa, însă un atac neprevăzut le oprește această acțiune. În urma atacului, oamenii lui Sasha, implicit oamenii lui Sandu Vlahu, sunt răniți. Unii chiar mor în urma acestui atac sângeros. A fost un atac armat, dar noroc că vine la locul cu pricina Sasha și oprește atacul. Pentru că domnul Franco nu-și dorește să-l omoare pe Sasha. Pentru că ar fi ceva mult prea pe față pentru familia Vlahilor. După ce l-au omorât deja pe unul dintre fiii lui Nasandu, pe Grigore. Da. Și iată cum Sasha oprește acest atac. Și după aceea se va duce acasă, să raporteze totul tatălui său. Însă acesta avea o altă problemă. A avut o discuție cu nevastă sa, cu doamna Zima, iar aceasta o ironiza, o aplana, o jignea pe nevasta lui Sasha, pe Alma. Au avut o discuție între ei, Alma, Nasandu și Zina. În urma discuției s-a ajuns la concluzia că Alma trebuie să se obișnuiască cu tot ce se întâmplă în familia Vlahilor. Pentru că ăștia sunt bărbații. Nu e bine să le pui întrebări, că după, dacă vei afla ceva ce nu-ți convine, s-ar putea să nu-i mai iubești.
Însă, această discuție din familia Vlahu este întreruptă de zgomote surprinzătoare ce se aude afară. Nevasta lui Iță strigă la geamul vlahilor. De ce l-au omorât pe bărbatul ei, pe tatăl copilului ei? De ce l-au omorât? Și aude asta Alma, dar nu discută cu Neasandu, respectiv Zinam. Se duce în dormitor și l-așteaptă acolo pe Sasha. Bineînțeles că Sasha, venind acasă, îi spune tatălui său tot ce s-a întâmplat acolo unde trebuia să primească Marfa, dar află și el că a fost pe acolo nevasta lui Iță și într-un fel le-a transmis vlahilor de ce l-a omorât pe bărbatul ei. Astfel încât Neasandu îi transmite lui Sasha să aibă grijă de femeia lui Iță și să nu-i lipsească nimic nici ei, nici copilului ei. Zis și făcut, aș putea spune. Însă, Sasha, pe drum spre casă, discută cu Vali de atacul ce s-a întâmplat puțin mai devreme. Și îi dă de bănuit acestuia că atacul a fost unul planificat de către Franco. Și Vali sugerează să-i spună totul tatălui lor. Să-i spună că Fitil și că încă unul sunt de vină. Ei, cu siguranță, au sifonat la Franco. Ei trebuie să omoriți. Dar Sasha îi transmite lui Vali că dacă ar spune asta tatălui său, în primul rând l-ar omorâ pe el, după aia i-ar omorâ pe cei doi. Este ca și cum i-ar spune tatălui său că propriul lui copil îl înșală. Aceste cuvinte îl deranjează pe Vali și se vede asta pe chipul său. Însă continuă drumul și deja v-am spus, ajungând acasă, ce s-a întâmplat cu Sasha. Cu Vali momentan nimic. În schimb, Sasha se duce și la Alma și o liniștește pe aceasta. Pentru că era îngândurată după ce a avut o discuție aprinsă cu familia lui. O îmbărbătează. O sărută. Dar aceasta îl întreabă subtil ziua următoare de dimineață ce s-a întâmplat cu Iță și de ce a venit femeia lui să strige seara târziu în gura mare de ce l-a omorât. Dar Sasha nu vrea să recunoască nimic. Și aici a intervenit Zina după aceea, după ce a plecat Sasha, să-i spună Almei că nu e bine să pună întrebări nepotrivite. S-ar putea să afle adevăruri nebănuite. Am făcut și rimă. Da. Sasha nu a vrut însă să-i spună Almei nici măcar unde pleacă. Dar era de înțeles că va pleca la Franco să-i pună niște întrebări acesteia. Hai să vă spun ce s-a întâmplat la Franco. După aceea mai vă spun o secvență care a fost în prima jumătate de oră a episodului. Ajuns la Franco, Sasha este întâmpinat cu bun simț de oamenii lui și lăsat să intre, pus să-l aștepte pe șeful. Franco se aranja frumos în baie, dar este întrerupt de Benny, omul lui de bază, și spune că cineva important îl așteaptă și trebuie să se ducă acolo. Benny nu știa exact cine este, dar și el aflase de la ceilalți oameni. Franco este surprins să-l vadă pe Sasha la el acasă, dar va avea o discuție cu acesta. Vor ieși în oraș pentru a purta discuția despre care vă spun. Și Sasha îi va transmite de ce îi distruge orașul. Iar Franco îi răspunde de ce i-a distrus laboratorul în care a investit foarte mulți bani. Sasha nu recunoaște nimic. Dar nici Franco nu recunoaște nimic despre atacul de aseară.
între ghilimele de rigoare de aseară. E clar, este un război între cei doi. Dar Sasha, înainte să plece de la întâlnirea cu Franco, îi transmite acestuia că știe de la omul lui cealaltă mână a lui. Că la el se află banii de la Chiroșcă. Și că Bogdan a murit degeaba, ar face bine să ducă banii în maxim 2 ore acasă la Chiroșcă, ca să nu se supere. Și să nu mai implice alte persoane în acest război, pentru că este războiul lor, nu războiul orașului. Asta a fost discuția dintre Franco și Sasha. În continuare vom vedea ce se va întâmpla cu cei doi, dar o altă secvență a întrepătruns toate acestea, și anume Denis, care a fost vizitat la spital de Sasha și se pare că și-a revenit băiatul ăsta, care este fiul fratelui său, adică lui Sasha, este fiul lui Grigore Vlahu, cel care a fost omorât de Franco. Să nu uităm că Grigore, în urmă cu câteva episoade, să nu uităm că Denis, în urmă cu câteva episoade, a încercat să îl răzbune pe tatăl său și să-l omoare astfel pe Franco, dar a fost lovit cu mașina de către Sasha pentru a-l opri să facă acest lucru. Și de aceea a fost băgat în spital, dar n-a suferit cine știe ce, pentru că și-a revenit și a fost vizitat la spital de mama lui și de fratele acestuia, care îl așteaptă acasă. Însă casa lor nu mai este cum a fost, pentru că banca le-a oprit conturile, deoarece Grigore nu mai plătise rata de 6 luni de zile și nu mai au ce mânca acești oameni. Însă Denis o calmează pe mama sa și pe fratele său și le spune că va face el rost de bani. Să se ducă la piață, să cumpere ceva de mâncare și să nu-și mai facă probleme. Cum va face rost de bani? Vom vedea în următoarele secvențe. Cam asta ar fi prima parte a acestui episod. Vedem și în următoarele părți ce se întâmplă. Deci, încă o dată vă spun, abonați-vă la acest canal și urmăriți cu drag povestirile pe care le fac aici. Dacă, bineînțeles, vă pasionează acțiunea, vă pasionează filmul și serialul românesc Groapa. Ne întoarcem imediat la Din spatele cortinei. Foarte interesant ce se va petrece în continuare în acest episod. Mai vă povestesc ce s-a întâmplat și în partea a doua a episodului, după care vom avea ultima parte a acestei ediții la Din spatele cortinei. Dacă încă nu v-ați abonat, este momentul oportun să o faceți și să dați și un like. Bun, dragilor! A nostru Titi, omul lui Sandu Vlahu, se duce la magazinul unde ar trebui să vină marfa. Pentru că marfa nu se afla în respectivele mașini. Sau se afla în respectivele mașini, însă nu a reușit să fie furată. Oamenii care au fost trimiși de Franco erau bulgari. Deci asta nu ne poate duce cu gândul la el implicit. Pentru că se află în familia Vlahilor că oamenii care au fost găsiți morți erau de origine bulgară. Da? Au fost omorâți de către oamenii familiei Vlahu, pentru că au reușit să salveze marfa. Marfa a reușit să ajungă la magazin pentru că Titi, omul lui Nasandu, a fost acolo și a confirmat acest lucru, că marfa a ajuns. Foarte bine, pentru că marfa aceea va fi furată. Dar nu de către Franco, ci de către Denis, care vă spuneam puțin mai devreme că are un plan. Da? Denis l-a urmărit pe Titi și a văzut exact magazinul în care a intrat și știe exact de ce s-a dus acolo, astfel încât pune la cale cu prietenul său un plan de atac pentru următoarea noapte, și anume să intre în magazin și să fure marfa. Vor reuși acest lucru? Da, vor reuși, dar vă spun imediat cum anume vor reuși. Ok, domnul Titi se duce după aceea acasă la familia Vlahilor și raportează totul lui Nasandu. A ajuns acasă, Sasha este întâmpinat de către Mari, servitoarea familiei, care vrea să se ducă la piață și să cumpere ceva pentru seara festivă, da?
o cină în familie. Și îi spune Sasha că o va aduce ea, o va aduce el pe aceasta. Și bineînțeles află că Alma a ieșit până în oraș și se va întoarce acasă, pentru că știe și Nasandu de această acțiune. Însă Nasandu îl vrea pe Sasha să vină să discute ceva cu el. Se duce Sasha, discută totul cu Nasandu și îi spune exact că a fost la Franco și ce a aflat și că va recupera banii lui Chiroșcă până la urmă. Iar tatălui îi transmite că Marfa a ajuns și de mâine se vor apuca de treabă și de distribuit această marfă. Zis și făcut. Sasha mai întâi o duce la piață pe Mari, aceasta să cumpere ceva de mâncare, și după aceea el se duce la frizerie unde și-a dat întâlnire cu Franco pentru a aduce bani. Franco este șmecher. A pus la cale un plan ideal pentru a câștiga încrederea oamenilor din groapă. Ei bine, al nostru Franco vine la frizerie, dar nu-i oferă banii lui Sasha, ci strigă în gura mare să se strângă multă lume că el are de făcut un anunț. Și prin acest anunț vrea să le spună oamenilor din groapă, gropierilor mei, ceva de genul, și am încheiat citatul, sau nu mai știu nici eu cum a zis el, a zis în mai multe feluri la oamenii din groapă, vrea să le spună că el îi ajută, nu ca vlahi, și le oferă bani. Aruncă cu banii, efectiv, ca maneliștii. Și oamenii din groapă vin să strângă banii. Însă iese Sasha din frizerie și vede cu stupoare tot ce se întâmplă. Și le transmite oamenilor că din cauza lui Franco a murit fiul lui Chiroșcă, Bogdan. Iar oamenii care îl cunosc pe Chiroșcă, cel mare, vor lua banii, dar îi vor înapoia lui Sasha. Franco este frustrat și va arunca salva cu bani. După care va pleca de acolo, spunând omului său de bază, Benny, băi, Benny, ce oameni proști în groapă. Eu vreau să-i ajut și ei ce fac. Da. Pe drum spre casă, Franco o vede pe prietena lui din copilărie, care culmea este Mari, servitoarea familiei. Și oprește mașina și o urmărește. Însă este aceasta întâmpinată de către un om al lui Nasandu și dusă până la mașină cu cumpărăturile. N-are ce face Franco, se duce acasă și acolo este întâmpinat de către doi fanatici, dar lui să spunem așa, cărora el le-a botezat copiii. Și aceștia vin să-i mulțumească și să facă în cinstea lui un mare bairam. Însă Franco refuză acest lucru și le spune că el nu a făcut asta pentru a se da mare. El a făcut asta pentru că a vrut să-i ajute. Și bineînțeles că le spune acestora că dacă cineva va întreba cine era botezat copiii, să spună oamenilor că un om cu suflet mare a făcut-o, să nu-i rostească numele, astfel încât el în continuare vrea să obțină încrederea oamenilor din groapă. Va reuși oare acest lucru? Vom afla în continuare în serial. Asta a fost cu Franco momentan de spus. Ne întoarcem la Sasha, care a recuperat banii, dar nu știu exact ce va face cu aceștia, pentru că nu se va mai dezvălui momentan în această parte secundă în episodul 6. În schimb, Sasha se duce acasă și acolo este întâmpinat de familia lui care se afla la cină. Cină în familie. Doar că de la cină lipsea Alma. Lui Sasha era foarte foame și
și vrea să apuce să mănânce, însă Alma vine dintr-o dată și îi transmite lui Sasha că are ceva de discutat cu el. Se duce Sasha, vorbește repede cu Alma și ajung la concluzia cei doi să iasă în oraș și să discute mai multe. Astfel încât Sasha se așează din nou la masă și le transmite alor săi că el va ieși cu soția lui în oraș pentru a lua cina. Văzând acest lucru, Vali nu stă prea mult pe gânduri și îi spune mamei sale că și el vrea să se ducă să ia cina în oraș, mai mult pentru a-l urmări, cred că, pe Sasha. Vrea să facă acest lucru și Vali. Sau pentru a nu se simți prost soția lui, că ea nu este scoasă în oraș. Da, o scoate în oraș pe soția lui și pe fiica acestora, că e și fiica lui până la urmă, dar Zina rămâne acolo. Și Mari, când revine să aducă mâncarea, constată că nu se mai afla aproape nimeni la masă decât una, cred că este sora lui Denis și Zina. Acestea se mai aflau la masă. Despre această sora lui Denis vreau să vă mai spun că împreună cu mama lui îl suna în disperare pe Denis să vadă ce s-a întâmplat, dar acesta nu răspundea. Sau nu e sora lui, este iubita lui. Gata, mi-am amintit. Este iubita lui Denis, nu e sora lui. Dar îl suna în disperare să vadă ce s-a întâmplat, pentru că la spital nu mai era. Nu află însă nimic de planul lui Denis diabolic, să spunem așa. Și până la urmă se așează la masă cu Vlahi. Așa, și iată cum au plecat toți de la masă. Și nu se știe ce era în sufletul Zinei când și-a văzut copiii plecând de acolo, chiar de la cina în familie, fără să vină tatăl lor să se așeze la masă. Vă dați seama când va veni Nea Sandu să se așeze la masă, ce concluzie va obține, ce concluzie va trage, pardon. Da. Ei bine. Alma îi povestește lui Sasha că a fost în oraș, înainte de cină, să se mai plimbe și ea. Și s-a dus pe la magazine. Toată lumea pe stradă îi spunea doamna Vlahu. Ea nu este neapărat doamna Vlahu, adică nu-i place să îi se spună astfel. Însă asta este realitatea până la urmă. Toată lumea vrea să se pună bine cu familia Vlahilor, care este foarte bine cunoscută în oraș. E bine, Sasha o scoate, după cum v-am spus, pe Alma la o cină romantică și o duce la restaurantul prietenului său, care era închis, însă are cheia secretă, Sasha, și anume un ciocan pentru a intra în restaurant. Îi transmite Almei că nu este nicio problemă pentru că e restaurantul prietenului său și acolo își vor spune tot ce au ei pe suplețel, să spunem așa. După care, probabil au și mâncat, dar asta nu s-a dat în episod, după care se vor duce în dormitor și vor face dragoste. Se vor simți bine, se vor iubi ca întotdeauna. În schimb, în paralel cu această iubire eternă, se află și Vali, care cu soția lui a ieșit în oraș, însă nu se simte deloc bine aceasta. Chiar dacă a scos-o la cină, nu se simte bine și nu ezită să-i spună soțului ei că ea nu mai poate să o ducă așa. Chiar dacă acesta, din urmă, vrea să-i facă o surpriză acolo la restaurant unde a scos-o și să-i ofere un inel. A zis că ea nu are nevoie de niciun inel, de niciun aur, de absolut nimic. Ea are nevoie de fericire și nu vrea să mai fie acea prințesă care i s-a promis în tinerețe. Vrea să fie o doamnă și lumea să-i spună doamna Vlahu, pentru că a aflat din oraș. Când a ieșit Alma să se prinde, toată lumea îi spune doamna Vlahu și îi transmite asta și lui Vali. Îi spune că de când a venit fratesu, el parcă a devenit, citez, un preș în familie. Da. Am încheiat citat. A devenit un preș. Șterge lumea cu el pe jos.
o calmează până la urmă, Vali, cu ceva emoțional. Începe să plângă afară ca să o surprindă pe soția lui. Și reușește acest lucru. Este clar că el știe să joace bine teatru. Da, asta a fost și cu domnul Vali. Și acum, în încheierea părții a doua a acestui episod, vă spun că Denis dă spargerea la magazinul unde s-a adus marfa. Se duce cu mascați, adică cu amicii lui, și magazinierul nu are ce să facă. Este legat și marfa este furată. Are un plan bine pus la cale. Denis vrea să vândă probabil marfa pentru a obține bani și să nu mai ducă așa rău cum a aflat că o duce familia lui. Vom vedea ce se întâmplă în continuare, dar eu încă o dată vă încurajez să vă abonați și să urmăriți cu plăcere ceea ce fac eu aici, dacă vă place, bineînțeles. Că dacă nu vă place, nu mai urmăriți cu plăcere, este logic. Și noi ne revedem în câteva momente la partea a treia a serialului. Discutăm despre ultimele secvențe ale acestui episod 6 din sezonul 1, Groapa. Ne întoarcem imediat. Abonați-vă! 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 Este gratuit. Revenim! Iată, ne ajungi și în ultima parte a episodului de astăzi, în care vă spun următoarele lucruri. Denis a furat marfa împreună cu trei prieteni de-ai lui. Și nu doar atât. Au plecat marfa reprezentând niște pistoale, arme, pur și simplu, pe care le-a vândut la bulgari pentru a obține bani. Bani cu care să-și ajute familia. Bineînțeles că pe drum vrea să simtă cum își răzbună tatăl pe Grigore Vlahu și folosește o armă pentru a trage la întâmplare. Și în timp ce el trăgea așa, din întâmplare, vorba aia, a nimerit pe fata unui om din cartier. Mare tragedie. Pentru că acel om este într-un fel umil lui Franco. Se va afla de această întâmplare în cartier imediat dimineața și se vor strânge Sine și cu Titi, oameni de bază de-a lui Nasandu Vlahu. Oamenii ăștia vor vrea singuri să afle cine a tras și cine a luat marfa. Astfel încât nu-i vor spune lista așa. Și mare greșeală vor face. Vor alege să ia toți oamenii din cartier care folosesc armă și dețin armă până la urmă, nu neapărat să folosească, și să-i facă să mărturisească care a fost, care a tras în fată. Dar bineînțeles că îi va chinui degeaba pe aceștia. Pentru că nici unul nu va recunoaște ceva ce nu au făcut. Nimeni din cartier nu a folosit armă în seara precedentă. Nimeni nu a tras în fata respectivului om. Franco vrea să profite de acest lucru și le transmite oamenilor din groapă că cine va fi primul care îl va găsi pe ăla care a tras în fată, într-un copil, ăla merită să fie șef în cartier. Deci dacă el îl găsește primul, el să fie peste Vlahi. Asta
a înțeles de fapt și Neasandu, pentru că dimineața are o discuție cu Sasha și se întrebau cei doi de ce oare este Franco acum în cartier. Fabrica nu mai are, banii de la Chiroșca nu-i mai are, de ce a mai rămas în cartier, de ce nu pleacă? Și iată motivul, el vrea să devină șef pe cartier. Ăsta este motivul. Și este șansa lui acum să devină șef. Însă va afla și Sasha de toate astea întâmplate în cartier, cu fata respectivă rănită, și se va duce la Neatiti să-i ceară socoteală de ce nu l-a anunțat tot ceea ce s-a întâmplat, de ce au încercat să rezolve de unii singuri. Da, și iată că până la urmă au reușit Neasile și cu camaradul său să obțină numărul de înmatriculare al mașinii care a fost noaptea trecută prin cartier și a tras la întâmplare pe acolo. Și deținătorul acelei mașini este chiar Denis. Și încă trei prieteni. Toți au fost aduși la garaj până la urmă, acolo la Neatiti, și vor fi puși să recunoască care a fost omul care a tras. Și bineînțeles că cei trei care îl însoțeau pe Denis nu recunosc nimic, dar Denis recunoaște pe față tot ceea ce a făcut. Recunoaște și Sasha îl ia la întrebări de ce a făcut asta. Ca să-l răzbune pe Grigore? Păi nu se fac astea. Dacă are tupeu să-l răzbune pe Grigore, atunci să se bată cu el. Și Denis se bate cu Sasha și bineînțeles că nu iese câștigător din această luptă. Doar cu buza puțin umflată. Alma a venit și ea acolo și vă spun cum a ajuns să asiste la această confruntare. Imediat o să vă spun. Dar Sasha doar îl bate pe Denis, nu îl și omoară. De ce spun asta? Aflați imediat. Doamna Zina are un plan foarte bun pe care îl discută dimineața cu Neasandu și anume să pună din nou în funcțiune cantina și le strânge pe toate fetele și femeile din familie și merg la cantină ca să îi redea drumul. Bineînțeles că are și ea un plan pentru a o înveseli pe Aura, care este fica lui Grigore. Vrea să o înveselească cum anume. Simplu. Vrea să o trimită cu Neasile în oraș ca să-și cumpere orice. Iolanda, care o dușmănește pe Aura, vrea și ea să dea de bănuit că ar dori să meargă în oraș, dar se abține. Aura însă primește acolo la cantină o vizită neașteptată a mamei iubitului ei, a mamei lui Denis. Și spune că Vlahii i-au luat copilul și l-au urcat într-o mașină forțată. Pentru că asta s-a și întâmplat. Alma, aflând asta, se duce acolo, la garaj, la Neatiti, pentru că acolo știa că este Sasha. Și îi spune lui Sasha să nu omoare un copil pentru nimic. Îl întreabă mai degrabă dacă vrea să omoare un copil pentru asta. Și Sasha îi spune că nu va omoare pe nimeni și după aceea va și observa Alma că nu l-a omorât pe Denis, doar l-a bătut. Nu moare nimeni din prostii. Bineînțeles că Sasha se va asigura după aceea că totul este în regulă cu fata rănită în urma incidentului și o va vizita pe aceasta la spital. Astfel încât
Noi ne aflăm pe finalul episodului 6 din Groapa. Multe lucruri s-au întâmplat. Adevăruri nebănuite încă nu au ieșit la suprafață. Se tot adâncește acest mister și acest conflict dintre familia Vlahilor și Franco. Vom vedea în următorul episod exact ce se va întâmpla și ce personaje noi vor mai apărea în peisaj și dacă va câștiga una dintre părți. Aici se termină și ediția noastră. Vă mulțumesc pentru că a stat cu mine până la final și vă doresc o seară sau o zi plăcută. Depinde în ce moment al zilei ne urmăriți. Vă mulțumesc încă o dată că urmăriți emisiunea din spatele cortinei și că sunteți alături în acest super proiect. Ne vedem cu bine data viitoare la o nouă ediție la Din spatele cortinei, când discutăm despre episodul 7 din serialul Groapa, sezonul 1. Până atunci, toate cele bune! La revedere!